pentru invitații Tiger Mesaj Discord sau Insta Pupiu. Hai noroc și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Suntem pe Polifemos. Mai echipăm nici la ea, mai pune câte un alta pe ei. Vreau să cumpărăm scuturi de astea de nivel 41. Mi se pare cel mai convenabil, adică dam un capa capa pe 57 apărare și n-am stres, nu trebuie să plusez, așa rămâne. Plus 5 merge. Mai să stea la 77 apărare, 5 dau de milioane, dar nu mi se merită pentru încă 20 apărare în plus. Și vreau să vă arăt ce am găsit aici. Deci fii atent. fi atent. Scuturi de nivel 41 cu imun. Începe de aici, da? La un one bucata. Poi vedeți cum îți mă văd. deci că scoate la, la imprimată, frate, toate la fel. E incredibil așa ceva. Efectiv, 20 de scuturi de nivel 41 cu imun, frate. Cu imun. Nu gândiți-vă câte iteme o trebuie să adune băiatul ăla de pe jos, că am par n-am uitat să răspundite pe vreo 2 trei shopuri și poate chiar în toate a lui dacă merge treaba. Au făcut o grămadă de bani băiatul, deci efectiv eu cred că au făcut o grămadă de bani din adunat de pe jos, la câte scuturi cu imunul o adu putut aduna. Că nu cred că sunt cumpărate sau ceva. Na no, bun, deci, pentru, așa, un pentagon plus 9 cu 74 apărare 2 oni. Ăsta cu 77 e 52 de capa Și ăsta cu 57, un milion. O să cumpărăm dintre astea. Merg pe ninja -lei. nu are nicio importanță că avem minus 10 viteză de mișcare. Aici aveam oricum minus 6 viteză de mișcare, deci nu era foarte, foarte mare diferență. Plus că nici nu se prea mișcă ninja la știi? Bun, deci câte sunt? 1, 2, 3, 4, 5. Bă, na, că am găsit. 5 să fie. 5 băgăm. 1, Bă, asta e. mai bun. Ia, uite, ca și cu ESO. Și cu un 4 dexteritate. De o, apărut și coifuri. Mă, un leu. Ieri nu erau deloc. Mi se pare că super ieftin l-o băgă băiatul. Ia să vedem. Deci, 33 apărare. Probabil le dai și un plus. La ăștia 500 ca bucata. Ai, 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 pomană, bă, băieți, pomană. Echipă în caracterile. Săptămâna viitoare. Deci săptămâna viitoare, Farul. Săptămâna asta, cum am și zis, o gândim. Atât am făcut săptămâna asta. Deci, efectiv, am gândit. Un leac necunoscut cu plus. Nu avem pe aici. Ok, hai că cumpărăm atunci o gardă dragon. 27. 20, pardon. Îmi dă leacuri. Nu o dat. Young Măcar de ala, da, 10. Hai mă dă leacuri, odată. Și tă 10 capa capa. Nobi. No, bun, să vedem. Mai o... O mers o bucată. A doua. A treia. A patra. A, și a Ok, deci 4. Hai să facem și astea plus 6, poate. Una. Două. 3. deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, limbă de broască și pânză și oase, dar le lăsăm așa, eu zic ok, 41 și 39 apărare, plus încă 57, mai facem și de parmură și e bine. Și fii atent frate, ce am văzut, deci avem coasa asta, uite ce rapidă, yeah. mie mi se pare că dă super rapid, și dacă băgăm o licoare de asta și ajungem la 208, a? Hai că dă super rapid ea. cum ar merge un farm, prima unul cu full. Nu i faci pe o la aură, frate, îi faci pe o la iureș. Hai să vedem măcar facem și de -astea plus 5. Una. Două. Trei. Ha, și încă două și ok. Una. Ok, și Nu știu dacă mai avem bucăți de pentru prețioase, Ia să vedem. O reușit. Bun. Avem și pentru asta. Da. Deci 6 total. Putem echipa 5 caractere. Vreo 160 apărare. Bagăm pe ele. Da, bun, și acum să vedem cât durează să facem un caracter nivel 30 și cât costă. Bun, avem 400 capa capa, începem cu 400 capa capa și începem să cumpărăm cu fere razador. O să coste mai puțin decât e normal, pentru, adică noi băgăm acum 400 k capa, dar ce ne scădem dropul final. Că facem nivel, luăm drop, vindem drop-ul, scădem din cât am investit și vedem cât uh, a rămas nivelul, ca și cost. Pe auto, dacă pui un caracter, îți face cam în vreo 3 ore, cred, nivel 30, singur. Asta dacă nu are probleme și scoți uh, arma de nivel 20, să poată bate. Ia uite, tata, cât i-a Deci nu pot să cred atent, am vrut să fac loc. Pentru că cu asta o să le ducem la bunul și fii atent ce găsesc. Pentagon cu imun, o preche de banoși, brățară cu vânt, brățară cu un pic de drop, un colier de ăsta de argint fix ce ne trebuie la noi și încă un scut plus nou cu imun și 10 SO. Nu înseamnă că de săptămâna viitoare o să cam îmbunătățim puțin echipamentul unde vedem că e necesar. Pentru că oricum deja am început să pierd din item frate. Unul rămas fără eșarfă, unul rămas fără papuci, unul fără scut, unul colier nare. are Le găsim la final de eveniment oricum. Asta e brățara pe care am luat-o de pe Polska. Am adus -o aici cu 20 drop și 20 vampiri. Asta e pregătită pentru evenimentul de ok. Pentru la vară, în catacombă. 20 drop cu 20 vampiri, mai leu. Bun, avem aici caracterul nivel 1. Însă este și mai avem pe Lican. Am cumpărat total de 400 k Să vedem dacă ne ajunge. Consider undeva la maxim 5 minute dacă ar trebui să ne ia. Hai să începem. Pac, 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 pac. Nivel 17, 20, 21, 22, 3 sloturi perpendiculare și drop ceva. A, nimica nu va să fie. 8 medie, a, 3, 1 minus 2, full bonus, 3, 3, da, cam nimic, elixirul ăsta deoparte și hai să vindem ce avem pe inventar. Ia uite frate, am prins, am prins 3 NL teleport și când deschid pentru NL nu îmi dă din, 15 din, din pe 1, nu iau nimic. Bun, hai să continuăm. Nivel 22, bă, dar nu, m-au mai dat XP, băi, ești nebun. 4, 8, 13, nici drop nu dat. Agate, OK, o flacără. prima flacără. 7 Elixir, Evantai, ora razador. Opa, cu vor de soțitor. Punem și astea de o parte, punem și o razador de o parte. Deci nivel 23. Se sătură, vezi mânșă, crame. Rezistente. sabie leu. Slăbus și pe drop, chiar slăbus și pe drop. 7 medie, 26, 7 și inventarul 2, minus 4 pe o trăvită. Bun, hai că mai vindem. Bun, astea mai sunt. Hai să vedem. Am văzut un nou razador cum mai dat. Cu fără o carte însoțitor, cred că îl stachează, deci pot deschide liniștit, așa -i? Deci, o aici. Pagumii de 19, minus 1, 6, colere, nu le strângem nimica. S-a făcut nivel 24, 8 medie. Cred că o să trească să mai luăm. Undeva la 100 de cufere. Cred că ajungem probabil, nu sunt la chiar 100. Pam, 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 nivel 25, 26. Hai, da, frate, dai. Nu vreau să imediat. 3 sloturi perpendiculare și 18, 13, 3, 17, 38. Ok, 38, da? Păi nu se vinde, frate, degeaba. Nu face nimeni cu 38 la câte sunt 40 plus de licană. Nu putea fi pe o trăvită, Făceam și niște bani cinstiți acum. Și ultimele cufere. O trăvită, 32. <gătă -i> o da două arme cu 30 plus și te mai chinui câteodată, frate, deschizi sute de astea și tău nu cu 30 plus. Drăguț. Deci nivel 20 și... 7 s-a făcut. Minus 3, minus 13, 5, 23. Ok, deci mai trebuie să mai cumpărăm. S-a făcut nivel 27 și 70%. Mergem și schimbăm 2 onișori. Să vedem dacă ne încadrăm. O să fie aproape, aproape 100 de cufere. I-am golit la băiat. Atât a avut. Pentru noi o fost astea. Bun, nivel 27, da? Hai. Epolet, Colier, Inel XP. Mă, da, târziu o dat. Târziu o XP-ul. 16 medie. Nivel 28. Bă, are reușim? Let's go. Ou, oh, ou, oh, bun. Avem 3 oi, razador. 28 jumate. Un nivel jumate. Hai, da, boys. Bun, și mai avem încă un nivel de făcut. Bilet V2, bun și ăla, recuperăm destul de mult acum că sunt scumpe, odată cu evenimentul, încă un bilet V2. Cartea abilității, o tură de XP, o tură, da, hai. O tură de XP. Young, 3 sloturi perpendiculare. 13 medie, 10, minus 1, 21, 9. Da, ne-au costat destul de mult, sincer, mă că o să fie un drop ceva, ceva mai bun. Dar aparent se pare că nu vrea. Și nu vreau nici nivel. Două cufere. Hai, ai, 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 ai. Mergem și mai luăm câteva, n avem ce face. Ia, uite, frate, un, un cufăr de XP. Deci, din cât eu fost, nu mai dat un XP, mă. Din ăștia 20 KK mai cumpărăm. Din pe, pe, care l-am făcut din cufere. Am apărut acum la 6 KK fix. Fără un yang. 15 medie un 45 nu a putut intra, mă. Hă? Un 45 medie. Nu, no, ăsta e, frate. Trei cufere. Ia. Hai, bine, gata. Nivel 30. ai de cap nostru. O, mai dat un cufer, bă. Un cufer care de însoțitor. Hai că e bine. Și un NLTP. Bun. Deci, 38, 32. Era frumos. Cea mai mare pagă medie pe care am prins-o a fost pe un clopot pagul medie 30, 46. Așa. 46. Elixirile astea mai fac și le-am vrut câteva zeci de caca. Biletele V2. Nu știu dacă se vând astea. Eu le dau dincolo. Ah, Probabil le de la cineva sau nu știu. Le aruncăm, le dăm așa un plus. Uai de capul meu! 120 cu fărul. Deci, avem 600 de capa. minus putem zice un 220 din cufere, rămânem cu 380 de recuperat și mai avem o rază dor 3 bucăți. 30 ca ca bucata. Mai putem pune minus încă 100. 280 de recuperat. Flacăra Dragon B, minus, minus, 80. Rămân 200 de recuperat și mai avem două permise de V2 care sunt 40 de KK minus 40. Deci toată treaba ne-a costat 160 de capa. ca să facem nivel 30 în 5-10 minute. Acum depinde fiecare cum consideră, dacă s-o meritat, dacă nu s-o meritat. Dropul poate fi și mai bun, adică poți să dai mai multe flăcări, poți să dai mai multe cuferi de-astea, carte însoțitor sau poate da un pic mai mult XP și atunci faci și ceva mai rapid. Noi am avut acum chiar ghinion cu XP-ul. Bă, și ce vreau, hai să mergem până pe, până pe Polska. Mergem cu alt caracter, fiindcă te știu, am luat pe undeva o sticlă acolo. Să vedem care sunt acum diferențele. Deci vreau să văd care sunt diferențele. După cum știți, când a venit noi pe Polska, a venit cu material, nu știu, de aproximativ vreo 1000 de oni. Și s-o cam egalizat prețurile, adică mari combinații, până la urmă n-am mai făcut. Sunt foarte împăcat că am făcut content, ne-am simțit bine, ne-am distrat o pop, super fain tot. Dar hai să vedem ce s-a întâmplat de când am plecat noi de pe Polska și până acum. Pentru că câtă vreme a fost noi aici, știm ce s-a întâmplat. Deci, am intrat, jotunul era undeva la vreo 8k, 7k și l-am urcat până la 16k, jotunul, da? În același timp, o să caut și pe poli. Vă zic prima dată prețul de pe poli, care este de 15KK, momentan la jotun. Aici este la 10. Deci, <laughs> deci un pic, un pic, o cale de mijloc s-a făcut. Nu a ajuns înapoi chiar de unde o pornit. Hai să vedem. razador uite, la Razadorul. Era 6 milioane la noi, aici 5,4. Cam același lucru. Bagjanamu, Bagjanamu la ei au fost din nou super, ieftin, era la preț de Razador, la noi I 10 capa k Bagjanamu și la ei 5k k 100 mani la jumătate din preț, bine, nu sunt multe, tot același băiat, tot de la asta cumpăram și noi. Deci nu s-a schimbat nimic aici. Berane, nu cred că au preț diferit, sunt 13k k la ei. Hai să vedem. La noi? La noi sunt 15. Deci mai bine farmar poli, frate. Știu că aici am plăcea să dau la alchimie. La alchimie era, era un pic mai pom decât la noi. Diamantele scumpe la ei, comparativ de poli. Rubinul. Ăsta iar au început să se egalizează numai combinație. Jadul la 90. La noi 110. Lacra trebuie să fie scumpă. Hm, 90. Nu e foarte scumpă. Cu carte însoțitor. Cred că e mai ieftin decât la noi. Maximul unii dau. Da, 90 capa capa și sunt multe pe piață, pentru că bănuiesc că iau mai multe vânătoare pe piață. Oi, oi, oi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vânători încep de la 35. Ce dorbii de bișniță, bă, bă, bă n-aveți idee, n-aveți idee. Azi ne vânătorul la noi. Două, 2, bă. Era, eram sigur că asta era. Bun, și o diferență de piatra lunii și dioxid ne mai interesează. 170 piatra lunii la noi dioxid 95 și ne mutăm pe Polska unde avem piatra lunii la 168 de același preț și dioxidul îi la 70. Nu-i combinație să aduci de aici acolo la cum să observă pentru că nu ți să merită transferul, știi ce zic? Pentru că odată ce tu aduci de aici la noi, trebuie să știi că o să-l dai puțin mai ieftin decât la noi pentru că aduci material în piață. Deci, chiar că, chiar că nu merită. Dar, unde le combină și un md frate. 270 50 de md -uri. și la noi, 3 oni. What? Da, cum o spomană. <laughs> Aparent a intrat un beat cu multe la 3 oni. Într-o intrat asta la 3 le-au stricat tot la băieții ăștia, ăștia la alți, cu 320, 340, 370. Da, la 370 am cumpărat noi zilele trecute. Chiar 380. Ia să vedem în Voker 2000. 50 de medie, 50 de oni. Da, aici e combinația moi. Era puțină combinație dacă aveam cașcaval disponibil. Elixirul soare mai ieftin decât pe poli. What? Bun, și acum să vedem rubinul nostru, da? Rubinul nostru, cel mai ieftin, 480. Deci ăsta ar fi rubinul pe care îl scoatem mai de pe sura. Poate chiar săptămâna viitoare. Dacă e până acolo. Și la noi îi, tot așa, 480, 490, 500. Da, mai, mai deblocăm niște bănuți. Pentru că stă degeaba degeaba avem contul de aproape un an și efectiv n-am produs mai nimic cu el și la ce m am gândit pe șaman să adunăm așa un 500 de on după ce să gata evenimentul cel mai probabil o să cam avem vreo 500 de on pe Tiger și profitul pe care îl facem din 500 de oni ăla să-l băgăm în cont. Deci să nu băgăm aia 500 de on, avem 500 de oni, gata, ăia îi băgăm în cont, nu frate, cu profitul pe care îl facem din aia 500 de on. Da. Ce să zic, sper că v-a plăcut videoclipul. Am mai încercat și cu alte conturi, stați că vă arăt. Deci am dus niște conturi din nivel 50. Bă, n-a știut unde să le las, frate. Le-am dus, le-am plimbat. Bă, pădurea aia, fantomă, pădurea roșie. Am mai și cumpărat mănușă pe ale, nu știu unde să le pun până la urmă. Le-am dus în centru de share, nu pot să zic că mulțumit de ce rezultate oferă. Da, M-am jucat tătăzoa cu ele și efectiv a făcut numai un pachet tătăzoa. Tătăzoa le-am pus să bată de aici acolo, nu a făcut nimica. Vedem săptămâna în viitoare ce facem pentru că ia, cam așa arată, cam așa arată contul. Deci, nici la nivel 50, toate. Știi? Cam, cam asta. Asta e situația. Da. Și vreau să le caut un loc anume în care să nu mai fie necesar să schimb eu echipamentul, știi? Nu m-am schimbat caracterul și las să bată pentru că tot intru și schimb echipamentul ăla din... Îmi vine rău, frate, că te fac drumul cu echipamentul ăla. Oh, ne auzim la următor, nu am bine v-am ciao, pa, pa!